Având în vedere că astăzi este 1 decembrie, vreau să le urez la mulți ani tuturor românilor și sper că în curând vom schimba această țară din punct de vedere politic. Cum a spus și George Enescu, pământul natal, cu tot ce e pe el, îl purtăm toată viața noi și e prezent în cântece, în poemă, în pânza pictată și mai ales în fapte. Eu îmi iubesc țara și sunt foarte naționalist, așa că astăzi, ca episod special de 1 decembrie, o să vă prezint 10 motive pentru care iubesc România. Peisaje incredibile. Nu ai cum să negi faptul că România este o țară frumoasă. Natura de pe acest teritoriu a cucerit până și străinii. Această țară este în evidență cu locurile și peisajele absolut minunate, chiar dacă tu nu vezi asta. Cetăți care datează din epoca medievală, castele înconjurate de misterul contelui Dracula, munți, câmpii și o mulțime infinită de fortărețe și mănăstiri. Să nu uităm de Transfăgărășan, unul din cele mai spectaculoase drumuri din lume. Frumusețea naturală și diversitatea culturală a României te vor fascina. Patrimoniul mondial UNESCO include 7 monumente și locuri din România, ceea ce e un lucru de lăudat. Inteligența. Suntem recunoscuți la nivel mondial pentru inteligența și inventivitatea de care dăm dovadă. Lumea nu ar mai fi fost ca acum, fără ajutorul românilor. Am reușit să schimbăm istoria datorită geniilor care s-au născut chiar în acest loc. Îl avem pe Henry Coandă, inventatorul motorului cu reacție, Nicolae Păulescu, cel care a descoperit insulina, Emil Racoviță, cel care a pus piatra de temelie a biospeologiei, știința care studiază fauna și flora peșterilor, Ana Slan, Traian Vuia, Ioan Cantacuzino, Mircea Eliade și lista continuă. De asemenea, o groază de români lucrează în prezent la faimoasa companie Microsoft. Ne pricepem de minune la tehnologie și gaming, dar păcat că statul nu susține așa ceva. România este o țară plină de oameni talentați și inteligenți, care au adus un beneficiu întregii omeniri. Mâncarea. Mâncarea românească e cu adevărat gustoasă, trebuie să recunoști asta. Sarmale, tochitură, plăcinte, purjoale, mămăligă și când mă gândesc acuși vine Crăciunul. De asemenea, mâncarea românească este și foarte sănătoasă. Nu mâncăm plastic și carton ca alte popoare. Americanii au McDonald's și KFC, în timp ce noi avem mușchi de porc tradițional românesc și supă de burtă. În timp ce occidentalii cumpără carne modificată genetic, tu ai șansa să faci rost de ceva natural, fără chimicale și alte prostii. Fără pericole. România nu este o țară violentă. Nu ne comparăm cu Mexic, Columbia, Venezuela și Somalia, unde riști să fii jefuit, violat și împușcat la fiecare colț de stradă. De exemplu, în România au loc aproximativ 350 de crime pe an, în timp ce în Africa de Sud au loc 18.000. Evident, diferă și numărul de locuitori, dar asta nu este o scuză. Cei drept, vedem la știrile de la ora 5 o groază de lucruri rele, dar împușcăturile și atacurile teroriste nu sunt la ordinea zilei. Ca nație am fost și suntem pașnici, nu ne-au plăcut războaiele și nici nu ne-am zbătut în violență și ură. Simțul umorului. Românii sunt cu adevărat amuzanți și știu să se distreze. De exemplu, dacă vei merge în alte țări mai dezvoltate, cum ar fi Japonia, vei observa că lumea râde și glumește mai rar. Noi nu avem zgârie nori și nici drumuri cu câte 6 benzi, dar măcar știm să ne simțim bine. Vei observa că în Occident lumea este mult mai mecanizată și artificială, datorită acelei dorințe exagerate de progres. Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem în stadiul acesta. Dacă vom reuși să trecem și de barierele acestui sistem bolnav, îți garantez că România va fi în topul celor mai fericite țări din lume. Aici am avut parte de primele experiențe. Aici am râs, m-am îndrăgostit, m-am bucurat, am plâns, am greșit și am iubit pentru prima oară. În România mi-am trăit copilăria, mi-am descoperit pasiunile și am făcut cunoștință cu o mulțime de oameni grozavi. Am făcut sport, am călătorit, am creat și m-am distrat tot în România. Pot spune că această țară mi-a lăsat o groază de amintiri superbe pe care nu le voi uita niciodată. Multă iubire pentru România. Femeile. Și iată că intrăm într-unul din cele mai favorite subiecte ale bărbaților. Femeile. Pot spune că româncile sunt cu adevărat frumoase și asta o spun și străinii care vizitează România. Ochii, buzele, corpul, aceste lucruri sunt complet de nedescris. Pe lângă aspectul fizic, româncile sunt iubitoare, romantice și foarte istețe. Chiar vreau ca o româncă să facă parte din viața mea. Tradiții. Spre deosebire de alte țări, tradițiile noastre sunt apreciate peste tot în lume. M-a impresionat faptul că acestea încă se mai păstrează și chiar pot spune că sunt profund mulțumit. Mie îmi plac foarte mult și am reușit să leg prietenii datorită acestor tradiții. Păstrați și voi spiritul românesc în casa voastră.
Aici m-am născut. De ce aș refuza să iubesc această țară dacă aici m-am născut? Chiar dacă tu ai plecat în străinătate, îți garantez că încă tânjești după țara ta și de-abia aștept să te întorci. Până la urmă, asta este casa ta și trăiești împreună cu oamenii tăi, tradițiile tale și limba ta. De asta îmi doresc să lupt pentru România și să încerc să o schimb, deoarece sunt plin de iubire față de acest popor și am pretenția să trăiesc într-o țară cinstită, cu oameni prietenoși și educați. Clima. Un motiv interesant pentru care chiar îmi place România este clima. Aici nu este nici foarte frig, nici foarte cald. Avem parte și de zăpadă, dar și de razele calde ale soarelui. Clima este principalul factor pentru care suntem pe primul loc din Europa la agricultură.